Vestea că regele Charles suferă de cancer a luat prin surprindere o lume întreagă. Mulți s-au întrebat ce s-ar întâmpla în cazul în care monarhul moare, iar tronul trebuie să fie ocupat de succesorul său. Palatul Buckingham are un protocol bine stabilit în acest sens, la fel cum a fost și atunci când a murit regina Elisabeta. Charles are în prezent 75 de ani și a preluat tronul în septembrie 2022, după moartea mamei sale. Ceremonia de investire a fost una scurtă, astfel încât să fie îndeplinit cadrul legal în coronarea a avut loc abia în luna mai 2023. Moartea unui monarh presupune o desfășurare mare de forțe în țara respectivă. Pentru ca toate protocoalele să fie respectate în tocmai, Palatul Buckingham pregătește din timp desfășurătorul evenimentelor. Pentru fiecare deces al unui cap în coronat este pus la punct un plan care cuprinde toate detaliile. Planul pentru moartea reginei a fost elaborat încă din anii 60 și revizuit constant până în 2022, când a fost nevoie să fie pus în practică. Pentru moartea regelui Charles s-a elaborat un plan care poartă denumirea primului pod suspendat de fie din lume, podul Mena este situat în Anglesey, țara galilor. Deși abia a fost încoronat rege, există deja un plan pentru eventualitatea nefericită a morții lui Charles. Atunci când va intra în vigoare, planul va angrena toate serviciile și instituțiile britanice, rolul guvernului, al poliției, al serviciilor militare, al agenției de informații, al organizațiilor private și al presei sunt descrise punct cu punct în această operațiune. Denumirea operațiunii nu a fost aleasă la întâmplare. Podul se află în țara Galilor, loc de care regele Charles este legat încă din studenție. Monarhul a studiat acolo, a învățat galeza și de-a lungul timpului a călătorit adesea în acest ținut din în legatul unit. În discursurile sale, regele Charles folosește frecvent expresii în galeză.